se lucrează 3 sau 4 rânduri de punct leneș sau dos, după care se face un rând pe față și unul pe dos, adică în punct jersey. Mai departe vom lucra ochiurile pe față în felul următor. Rândul 1 de la începutul modelului, de acum facem modelul pentru căciulița noastră, avem primul ochi, ochiul de margine, facem un ochi pe față, un jeteu, 20 de ochiuri pe față, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deci 20 de ochiuri pe față. Scădem două ochiuri spre stânga, un ochi pe față și o scădere spre dreapta. Luăm un ochi pe față, îl lucrăm normal, întoarcem ochiul următor, trecem pe antreaua stângă și trecem ochiul nelucrat peste ochiul lucrat anterior. Îl trecem pe antreaua dreaptă. Vom face încă 20 de ochiuri pe față. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cu jeteu, față, un jeteu, facem 10 ochiuri față, una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ochiuri față, 2 ochiuri scăzute spre stânga, adică luăm 2 ochiuri față împreună și le tricotăm pe față. Un ochi pe față și două ochiuri tricotate spre dreapta. Luăm primul ochi, îl tricotăm pe față, îl întoarcem pe următorul, îl trecem înapoi pe andreaua stângă și trecem ochiul nelucrat peste ochiul lucrat. Vom face alte 10 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și continuăm. Jeteu, față, jeteu, 20 de ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acum facem din nou scăderea spre stânga, luăm două ochiuri, tricotăm pe față împreună, unul pe față și o scădere spre dreapta. Douăzeci de ochiuri pe față. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, unșpe, doișpe, treișpe, paișpe, cinșpe, șaișpe, șaptespe, 18, 19, 20. Jeteu și una, două ochiuri față. Tot în felul acesta vom lucra până la rândul 33. Aceleași ochiuri ca și până acum. Pe dosul lucrului, toate ochiurile, inclusiv jeteurile, se vor lucra ochiuri pe dos. Deci se repetă rândul 1 sau acesta pe care vi l-am arătat. Deci toate ochiurile se lucrează normal pe dos. Acesta este dosul lucrului și va rămâne la fel. Vom obține același număr de ochiuri. Să recapitulăm. Ai montat 121 de ochiuri pe andreaua de numărul 3, ai lucrat 3 sau 4 rânduri în punct leneș, după care ai lucrat în punct jersey 2 rânduri. După care trecem de fapt la modelul în sine, pe care vi l-am explicat anterior, și am ajuns la rândul de pe fața lucrului, adică rândul 33. În felul acesta, lucrând același rând, iar pe dos, după cum am spus, se lucrează ochiuri pe dos, inclusiv jeteurile, așa cum vin. Acum să trecem mai departe la scăderea căciuliței. Rândul 33, un ochi de margine, douăzeci de ochiuri pe față, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acum vom scădea 3 ochiuri împreună pe față. Deci introducem andreaua prin 3 ochiuri și le scădem pe toate 3 împreună. După cum se
observă, avem ochiul acesta pe față, lucrat pe față, care rămâne neschimbat. Avem un ochi pe față și trei ochiuri scăzute spre dreapta. Le vom lucra în felul acesta încât să nu fie mare diferența între ochiurile scăzute anterior. Lucrăm următoarele două ochiuri pe față, întoarcem următorul ochi de pe o andreaua stângă, le mutăm pe andreaua stângă și trecem ochiul nelucrat peste ochiul rezultat din scăderea anterioară. Așa liniile vor rămâne asemănătoare și la fel de pronunțate. Mai departe. 17 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acum noi încercăm, de fapt, să lăsăm această porțiune să rămână, chiar dacă scădem, să rămână la fel pe durata lucrului. Scădem două ochiuri spre stânga, normal, facem jeteul, un ochi față, din nou jeteu, acum scăderea spre dreapta, vom întoarce ambele ochiuri, pentru că nu mai suntem interesați de linia aceea care rămâne pronunțată, le întoarcem, introducem prin față și scădem spre dreapta. Opt ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trebuie să fiți atenți. Acum scădem spre stânga în același mod în care am făcut-o până acum. Un ochi față și scăderea spre dreapta cealaltă, da? Căci porțiunea aceasta va rămâne din nou neschimbată. Scădem spre dreapta. Două ochiuri. Continuăm cu 8 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și din nou dorim ca această porțiune să rămână intactă, da? La fel. Scădem spre stânga, două ochiuri pe față, jeteu, un ochi față, din nou un jeteu și întoarcem ochiurile următoare, cele două ochiuri, și scădem spre dreapta în felul acesta. 17 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acum scădem din nou 3 ochiuri pe față, următoarele 3. 1, 2, 3.
le scădem pe față spre stânga, un ochi pe față și scădere spre dreapta, tot trei ochiuri. Luăm primele două, întoarcem următorul ochi, le trecem pe Andreea stângă și trecem ochiul nelucrat peste ochiul rezultat din scăderea anterioară. Și terminăm cu 21 de ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 și 21 de ochiuri. Rândul pe dos se lucrează toate ochiurile pe dos așa cum vin. Rândul 35. Un ochi margine, 18 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ajungem din nou la scăderea spre dreapta a trei ochiuri, spre stânga, pardon, trei ochiuri scăzute spre stânga. Luăm toate trei și tragem firul printre cele trei ochiuri. Un ochi față și scădem următoarele trei ochiuri. Luăm, tricotăm primele două, întoarcem următorul ochi și trecem ochiul nelucrat peste ochiul rezultat din scăderea anterioară. Ups, cred că l-am scăpat. Da. Așa. 15 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Am ajuns din nou la rândul ajurat. Luăm două ochiuri, le scădem spre stânga, jeteu, față, jeteu și două ochiuri scăzute spre dreapta. În felul acesta. O să fie un pic derutant pentru că sunt mai multe tipuri de scăderi. De aceea trebuie să fiți atenți. 7 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aici scădem cum am făcut de la începutul lucrului. Două ochiuri spre stânga scăzute, un ochi față și două ochiuri scăzute spre dreapta. Tricotăm primul. Și continuăm. 7 ochiuri față. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Ajungem la bentița ajurată, scădem două ochiuri, jeteu, față, jeteu și două ochiuri scăzute spre dreapta. Să nu uitați de jeteu. Cincisprezece ochiuri față. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15. Scădem 3 ochiuri împreună pe față. 3 ochiuri. Le scădem pe față normal. Un ochi față și 3 ochiuri scăzute spre dreapta. Terminăm rândul cu 19 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19. Rândul 37. Un ochi margine și 16 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Scădem cele 3 ochiuri pe față împreună. 1, 2, 3. Un ochi față și scădem din nou următoarele 3. 3. Spre dreapta. Ideea este ca acestea să rămână neschimbate, iar în mijloc, rândul acesta de față va rămâne stabil, statornic sau central, va rămâne acolo, acolo unde este. 13 ochiuri față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ajungem la partea ajurată, scădem două ochiuri spre stânga, le luăm împreună pe față, jeteu, față, jeteu, și două ochiuri scăzute spre dreapta. Prin față, luate pe față. Șase ochiuri față.
Una, două, trei, patru, cinci, șase. Am ajuns la linia de mijloc, două ochiuri scăzute spre stânga împreună, un ochi față și două ochiuri scăzute spre dreapta, care va rămâne neschimbat până aproape de sfârșit. Șase ochiuri față, una, două, trei, patru, cinci, șase, două ochiuri scăzute împreună pe față spre stânga, un jeteu, un ochi față, un jeteu și două ochiuri scăzute pe față, din față, spre dreapta. Treisprezece ochiuri pe față, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13. Urmează cele trei ochiuri pe care trebuie să le scădem, trei ochiuri luate împreună pe față spre stânga, un ochi pe față și trei ochiuri luate împreună spre dreapta, în felul acesta. Două, unul întoarcem și trecem ochiul nelucrat peste ochiurile lucrate. Și terminăm rândul cu 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rândul 39, un ochi margine, 14 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Scădem trei ochiuri împreună pe față. 1, 2, 3, 4. Spre stânga, da? Un ochi față și trei ochiuri scăzute spre dreapta. Desigur că le poți lua împreună, dar am încercat deja varianta și nu iasă atât de frumos. 11 ochiuri față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Două ochiuri scăzute spre stânga, împreună pe față, jeteu, față, jeteu și două ochiuri scăzute împreună spre dreapta.
din față, luate împreună pe față. 5 ochiuri față, 1, 2, 3, 4, 5 și am ajuns la mijloc, la mijlocul căciulii, luăm 2 ochiuri scăzute împreună spre stânga, un ochi față și 2 ochiuri scăzute împreună spre dreapta. Cinci ochiuri față, 1, 2, 3, 4, 5. 2 ochiuri scăzute împreună spre stânga, jeteu, față, jeteu, 2 ochiuri scăzute împreună spre dreapta. 1, 2, 3, 4, 5 de data aceasta. Unsprezece ochiuri față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ochiuri lucrate pe față. 3 ochiuri scăzute împreună pe față. 1 ochi pe față și alte 3 ochiuri scăzute împreună spre dreapta, da? Și terminăm rândul cu 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ochiuri lucrate pe față. Rândul 41. Un ochi față, un ochi de margine, 12 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Următoarele 3 ochiuri le scădem împreună pe față, spre stânga. Un ochi față, următoarele 3 ochi le scădem spre dreapta. Nouă ochiuri față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 ochiuri față scăzute spre stânga, un jeteu, un ochi față, un jeteu și 2 ochiuri față scăzute spre dreapta.
prin față. Patru ochiuri față, una, două, trei, patru. Două ochiuri față scăzute spre stânga, un ochi față, două ochiuri față scăzute spre dreapta. Aici suntem în centrul căciulii, linia de mijloc a capului. Patru ochiuri față, una, două, trei, patru. Două ochiuri față scăzute spre stânga, un jeteu, față, jeteu, două ochiuri față scăzute spre dreapta, prin față. Nouă ochiuri față, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă. Trei ochiuri scăzute împreună pe față, spre stânga. Un ochi față, trei ochiuri scăzute pe față, spre dreapta. Și terminăm rândul cu 13 ochiuri față. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rândul 43. Un ochi margine, 10 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scădem următoarele 3 ochiuri și le lucrăm împreună pe față, spre stânga, un ochi față și următoarele 3 ochiuri le scădem spre dreapta. Șapte ochiuri față, patru, cinci, șase, șapte, două ochiuri împreună față scăzute spre stânga, un jeteu, un ochi față, un jeteu, două ochiuri față scăzute spre dreapta, prin față. Două ochiuri față, una, două. Trei ochiuri față scăzute împreună spre stânga. Un ochi față,
și următoarele trei ochiuri scăzute spre dreapta. De acum începem să scădem și pe linia de mijloc. Din nou două ochiuri față. Două ochiuri scăzute spre stânga, împreună pe față, jeteu, față, jeteu, două ochiuri scăzute spre dreapta, luate prin față, pe față. Șapte ochiuri față, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Trei ochiuri scăzute pe față împreună. Un ochi pe față și trei ochiuri scăzute pe față spre dreapta. Și terminăm rândul cu 11 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rândul 45. Un ochi margine, 8 ochiuri față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 ochiuri scăzute împreună pe față. Un ochi față, trei ochiuri scăzute împreună pe față spre dreapta. Cinci ochiuri față, una, două, 3, 4, 5. Două ochiuri scăzute spre stânga, un jeteu, un ochi față, un jeteu, două ochiuri scăzute spre dreapta, luate prin față, pe față. Trei ochiuri scăzute spre stânga, luate împreună, un ochi față și trei ochiuri scăzute spre dreapta. Două ochiuri scăzute spre stânga, jeteu, față, jeteu, două ochiuri scăzute spre dreapta, luate prin față. Cinci ochiuri față, una, două, trei, patru, cinci, trei ochiuri
luate împreună, pe față, spre stânga, un ochi față și trei ochiuri scăzute spre dreapta. Și terminăm rândul cu 9 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ochiuri lucrate pe față. Rândul 47. Un ochi de margine, 6 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ochiuri scăzute împreună spre stânga pe față. Un ochi lucrat pe față. 3 ochiuri scăzute spre dreapta. Trei ochiuri față, 1, 2, 3. Două ochiuri scăzute spre stânga, un jeteu, un ochi față, trei ochiuri scăzute spre stânga, luate împreună și lucrate pe față. Un ochi pe față, trei ochiuri scăzute spre dreapta. Față, jeteu, două ochiuri scăzute spre dreapta, luate prin față. Trei ochiuri față, 1, 2, 3. Trei ochiuri scăzute împreună pe față, spre stânga. Un ochi față, trei ochiuri scăzute spre dreapta. Și terminăm rândul cu 7 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rândul 49. Un ochi de margine, 4 ochiuri față. 1, 2, 3, 4. 3 ochiuri scăzute împreună pe față, spre stânga, un ochi față, trei ochiuri scăzute spre dreapta. Două ochiuri față, 1, 2. Trei ochiuri scăzute împreună spre stânga. Un ochi față.
trei ochiuri scăzute împreună spre dreapta. Două ochiuri față, una, două, trei ochiuri scăzute împreună spre stânga, un ochi față și trei ochiuri scăzute împreună spre dreapta. Cu 5 ochiuri față. 1, 2, 3, 4, 5. Am ajuns la rândul 51, care este și ultimul rând. Un ochi margine, două ochiuri față, una, două, trei ochiuri scăzute împreună, pe față, spre stânga, un ochi față, trei ochiuri scăzute împreună spre dreapta. Acum un ochi față și al treilea ochi. Al doilea îl ignorăm. Am primul și al treilea. Le-am luat împreună. Aveți grijă. Dă-i drumul la primul. Întoarce-l pe al doilea. Dă drumul al treilea. Pune-le înapoi. Și treci ochiul nelucrat din mijloc, al doilea, peste ochiul rezultat din scăderea anterioară. Dacă nu reușești, ia-le pur și simplu pe toate trei împreună. Următoarele trei ochiuri le luăm împreună pe față, un ochi față și din nou trei ochiuri scăzute spre dreapta. Și terminăm cu trei ochiuri față. Una, două, trei. Lucrează rândul de dos. Ai terminat. Lasă un fir mai lung. Ai nevoie de un ac.
să nu rup firul, îl tragi frumos pe partea asta și introduci din nou dintr-o parte spre cealaltă. Și efectuezi cusătura lănțișor după ce ai terminat, ai venit înapoi, ți-ai ascuns firele și acesta este rezultatul căciuliței noastre pe care am lucrat-o împreună cu dumneavoastră. Se pot face șnururi pe care le poți tricota sau poți răsuci șnurul ca să poți să închizi, să legi căciulița sub bărbie, dacă dorești. Așa. Sper că v-a fost util. Sănătate, numai bine!